dragă prietene! E ora 16:05 și asta înseamnă că dăm startul celei mai distractive și informative emisiuni destinate elevilor, ora copiilor! Alături de tine sunt cei care îți transformă după-amiaza de vineri în una super veselă. Gabriela Știrbu, Pavel Cepraga și Ruxanda Kowalski. Știai că muzica pe care o asculți este expresia personalității tale. Astăzi vei descoperi cum te influențează muzica ta preferată și vom discuta și despre prima piesă din cariera proprie a tinerei interprete și vloggerițe Andreea Bostănică. Tot astăzi vei afla cum sună denumirea emisiunii noastre în tocmai 4 limbi: în franceză, în engleză, în italiană și în chineză. Pentru că în calitate de invitați îi avem pe elevii liceului teoretic cu profil de arte Mihail Berezovski din capitală. Tot ei îți vor destănui enigma limbilor străine pe care le studiază și îți vor argumenta de ce este important să le cunoști. De asemenea, la ora copiilor ai șansa să devii învingător participând la concursul Europa Copiilor, despre care ți-am mai povestit și în edițiile anterioare. Condițiile nu sunt deloc complicate, e necesar doar să asculți cu atenție emisiunea ca să fii tu primul cel care răspunde corect la întrebările propuse de noi. Mai multe detalii despre concurs îți spunem un pic mai târziu. Tonul emisiunii îl dau chiar acum drăguțele din picături muzicale. Primăvara te-a surprins fericit alături de ora copiilor și alături de noi, Gabriela, Pavel și Ruxanda.
Ai audiat piesa din noi primăvară în interpretarea drăguțelor din picători muzicale. E multă energie la noi în studio pentru că avem o invitată super talentată și pozitivă. Da, da, ai ghicit, e anume Andreea Bostănică, ea a revenit la Ora Copiilor. Andreea, te salutăm și bine ai revenit la noi. Și eu vă salut, bine v-am găsit. Să știi că noi ți-am urmărit vlogurile tale, așa cum ți-am promis în ediția anterioară, și am remarcat că ți-ai lansat prima ta piesă din cariera proprie, intitulată The Play. Spune-mi, când ți-a venit ideea să dai play carierei tale? Păi, de mic copil îmi plăcea să cânt și visul meu cel mai mare a fost să am și eu o piesă, să fiu ca o interpretă, și îmi doream de foarte mult timp să am o piesă proprie și visul ăsta, ca și cum încă nu-mi vine să cred că l-am îndeplinit, este ceva super tare, de care încă mă bucur și încă nu-mi vine să cred. Spune-mi, cum au reacționat abonații tăi atunci când au audiat în premieră piesa? Păi, a fost ca o surpriză pentru ei, pentru că nu i-am anunțat. Cred că am spus câteva secrete, câteva ghicitori înainte de a posta piesa. Și eram foarte surprinsă pentru că au fost foarte multe reacții pozitive, la care chiar nu mă așteptam. Și mă bucur foarte mult că lumea dă play și replay la piesa mea. Piesa ta a venit cu un videoclip. Spune-mi, unde au avut loc filmările și cum te-ai simțit la filmări? A fost super tare la filmări, mi-a plăcut foarte mult. Am filmat în mai multe locații, a fost super tare, foarte colorat, mi-a plăcut foarte mult. Am fost acolo și cu prietenii mei din Sisam Bro, care m-au ajutat, au făcut parte și ei din videoclip, au dansat și a fost super, super tare. Un videoclip destul de reușit, așa cum e al tău, presupune un mix de abilități. Trebuie să combini talentul actoricesc cu cel de interpretă și cu cel de dansatoare. Da. Cum te-ai simțit la filmări? Cum e să fii așa? Te poți de interpretă, actriță și dansatoare concomitent? Păi am avut emoții pentru că efectiv este primul meu videoclip și normal nu mă așteptam la asta. A fost destul de greu pentru că era ceva nou pentru mine, un videoclip. Am mai filmat în fața camerei, doar că cu telefonul meu, dar ceea ce a fost acolo a fost pur și simplu magic. Mi-a plăcut foarte mult să dansez și să cânt în același timp. A fost super, super tare. Cu dansurile cât de ușor te-ai descurcat? Păi fac și dansuri la centru de dans și vocal. Am făcut și o coreografie împreună cu dansatoarele, așa că a fost destul de ușor. Am înțeles. Totuși, ce ai vrea să devii? Actriță, dansatoare, interpretă, vlogeriță? Sincer, încă nu m-am decis, pentru că oricum știu că o să fie legată de arte viața mea, dar cred că cel mai tare îmi doresc să fiu cântăreață, dar pe lângă asta îmi place și vlogging-ul și arta și dansul, asta cred că chiar nu pot să aleg. Din câte observăm noi, le combin cu ușurință, destul de eficient. Spune-mi, te rog, pe lângă persoanele care ți-au apreciat melodia și munca ta, presupun că au fost și hateri, cum există și de obicei. Cum te descurci cu reacțiile lor negative? Cum treci peste? Păi am avut și reacții negative, dar asta este și normal. Sincer, eu chiar nu atrag atenția la mesaje de hate, pentru că consider că și eu o părere, părerea lor tot este importantă pentru cineva, dar pentru mine nu, pentru că știu că sunt doar niște mesaje care te intimidează, niște mesaje de ură, așa că nu le trag atenția. Spune-mi, cât de dificil este să-ți selectezi vestimentația pentru videoclipurile tale? Păi a fost destul de greu de data asta, pentru că am căutat destul de mult vestimentația și într-un final ne-am decis deja ce vestimentație să avem. Am dorit să fie cât mai colorată, ca să rămână mereu, adică să fie cât mai aprinsă la culoare, să fie cât mai colorată și de asta. De altfel, cum ești și tu, o fire colorată și destul de expresivă, pentru că știm că îți plac provocările, noi vrem să te provocăm, să ne fredonezi un pic din refrenul melodiei tale, The Play. Da, desigur. Dă play la piesa mea și jur că nu mă vei uita. Intră-n filmul meu, acolo mintea mea. Hai, pun-o pe repeat, câte un pic, pic, pic. Știu că sunt deja pentru inima ta hit. Play, don't play. Amice, n-o să ne crezi, însă acum Andreea a interpretat refrenul piesei sale The Play și sună la fel de bine ca și varianta înregistrată, pe care o asculti imediat alături de noi. Știu că ai făcut un crush pentru mine, nu vrei să te dai de gol. Ești cel mai mare fan al vlogurilor mele, boy, dar nu-ți ești din rol. Cu căștile în urechi și postingul pe trap, mă privești pe hol. Îți dau bătăi de cap când mă simt prin preajmă, ți-am căzut cu tronc. Dar urechi, nu uita, ești live în lumea mea.
angel savage, nici challenge game, babe, no hate, doar acum cu love. Dar urechi, nu uita, ești live în lumea mea. YouTube, Facebook, Instagram, Snapchat. Suntem squad-ul Moldova. Și YouTube-ul e bomba. Season Pro e familia. Peace and love, România. Provocări roșii, farse, farse. Q&A și reacții. Viața-ți dă palpitații. Musical.ly alături de tine. Suntem aici cu noi idei creative și multe clipe distractive. E ora 16 și 18 minute. Asculți cea mai tare emisiune destinată curioșilor, ora copiilor. Iar alături de tine suntem noi, Gabriela, Pavel și Ruxanda. Andreea Bostănică, cea care anterior ți-a cântat atât de frumos prima piesă din cariera ei proprie. Andreea, de obicei, ce gen de muzică asculți? Voi îmi plac mai multe genuri de muzică, dar cred că cea mai apropiată, adică cea mai dragă pentru mine este muzica pop. Pentru că, nu știu, ascult cel mai des muzica pop, când muzica pop și îmi place foarte mult. Și ce artiști asculti? Îmi place foarte mult Selena Gomez, chiar dacă acum nu prea scoate piese, oricum îmi place foarte mult, e preferata mea. Taylor Swift, Ariana Grande, cele mai tari cântărețe, după părerea mea. Poți să te întrebi atât, din relațiile Selena Gomez, care s-a plăcut mai mult, cea cu The Weeknd sau cu Justin Bieber? Sincer, nu știu. Dar mie îmi plăcea foarte mult cuplul cu, adică Selena Gomez și Justin Bieber, gen, eram fana lor. Pentru că eu personal cred că relația lor cu The Weeknd a fost mult mai serioasă, cu atât mai mult că Weeknd la ultimul său concert a plâns când a cântat despre Selena Gomez. Însă, rămâne la discreția ta să-ți alegi interpreții favoriți. Ok, noi continuăm să discutăm despre muzică și cum ea ne influențează personalitatea. Un studiu demonstrează că muzica pe care o asculți îți definește personalitatea. Cum reușește ea să fie în corelație cu sufletul tău, îți spun chiar acum. Din antichitate, muzica a fost pusă la un loc de cinste în viața omului, reprezentând o preocupare esențială în dezvoltarea noastră. Filozoful Friedrich Nietzsche afirma că viața fără muzică e pur și simplu o greșeală, o durere, un exil. Dar de ce ascultăm muzică? Muzica are nenumărate efecte asupra organismului nostru. Dintre acestea, putem enumera cu ușurință scăderea tonusului emoțional, relaxare, stare de euforie, stimularea voinței și a inițiativei și creșterea încrederii în sine. Muzica este un stimul ce face creierul să elibereze dopamina, denumită și hormonul fericirii. Oamenii se definesc prin muzica pe care o ascultă. Muzica este afectată fără îndoială de emoțiile noastre. Avem tendința de a asculta o anumită piesă în funcție de starea noastră de spirit. O primă corelație între muzică și personalitate a fost făcută de Edwin North, profesor la Universitatea Heriot Watt din Marea Britanie. Acesta a efectuat cel mai mare studiu privind legătura dintre preferințele muzicale și personalitatea umană.
Studiul a durat 3 ani, s-a desfășurat în 60 de țări și la el au participat 36.000 de oameni. În urma acestui studiu a rezultat că persoanele care ascultă muzică pop sunt oneste, fanii rap-ului au foarte multă încredere în ei, cei care preferă heavy metal sunt pașnici, dar nu au încredere în ei, fanii genului indie sunt introvertiți și cam leneși, iar cei care ascultă jazz și muzică clasică sunt foarte inteligenți și au multă încredere în forțele proprii. Prietene, ai grijă ce asculți! Așa cum piesele motivaționale te pot umple de energie și te pot face să gândești pozitiv, așa și piesele ce conțin un mesaj pesimist te pot face să-ți schimbi viziunea asupra lumii și asupra propriei persoane. Viața poate să nu fie tocmai roz, dar atitudinea noastră și convingerile pe care ni le formăm ne colorează lumea. Gândește-te că fiecare gând cu care intri în contact este o culoare. Tu alegi cum îți vopsești destinul. Amice, este ora 16 și 23 de minute. Alături de tine suntem iarăși noi, Pavel, Gabriela și Ruxanda. Și desigur, invitata noastră, Andreea Bostanica. Hei! Andreea, după ce ai ascultat acest subiect, ce poți să ne spui? Ce tip de personalitate ai? Păi, pentru că mie îmi place mai mult muzica pop, am înțeles că personalitatea mea este una onestă și bună. Sincer, chiar nu știam asta, așa că această informație o să-mi fie foarte de folos. Ah, cât ești de modestă! Andreea, uite, eu mă uit la tine și ești foarte frumoasă și mă gândeam că și ascultătorii noștri ar trebui să te vadă, așa că nu ezitați, intrați pe trm.md și noi vă salutăm, astfel o să ne simțiți mai bine. Gabriela? Da, eu ascult cel mai des muzică jazz și muzică clasică și îmi plac foarte mult rezultatele sondajului, înseamnă că sunt inteligentă și am încredere în forțele proprii. Și Ruxanda? Mie îmi plac piesele pop și genul de muzică pop și jazz, cred. Și tu ești onestă. Da, și foarte inteligent. Așa e. Sincer vă spun, eu sunt un meloman, adică ascult mai multe stiluri de muzică și de obicei, adică variază. Când ascult rap și eu, de fapt, într-adevăr, sunt foarte încrezut, de obicei ascult înainte de antrenamente sau când fac sport. Când îmi fac temele pentru acasă, ascult și eu o muzică mai ușoară, un indie sau muzică clasică. În fine. Apropo, cei care ascultă indie sunt leneși. Așa îmi place mie să fac mai încet temele pentru acasă. Andreea, spune-ne, când vine următoarea piesă? Cu ce ne mai surprinzi? Păi pentru că am decis ca prima mea piesă să fie lansată atunci când voi avea 100.000 de abonați pe canalul meu YouTube. Cred că următoarea piesă, adică nu știu, așa presupun eu și mi-aș dori ca următoarea piesă să fie lansată atunci când voi avea 200.000 de abonați. Ar fi ceva super tare, cred. Și cam câți abonați mai ai până la 200.000? Mai am, pentru că acum am 100.000 și 100.020. Mm-hmm. Dar când planifici următoarea întâlnire cu fanii? Păi, sincer, nu am făcut de mult timp un fan meeting și mi-aș dori foarte mult. Încă nu am nimic plănuit, dar sunt sigură că atunci când o să am deja ceva în viziune, o să-i anunț. Cred că ei așteaptă cu sufletul la gură întâlnirea cu tine. Andreea, noi îți mulțumim pentru emoțiile pozitive pe care ni le-ai distribuit nouă și ascultătorilor noștri. Îți dorim să ți se materializeze tot spectrul de dorințe și te mai așteptăm să revii la noi cu alte performanțe. Vă mulțumesc enorm! Pe curând! Prietene, imediat asculți piesa Lendo Calendo, îți cântă Maxim și Victor Aștemciuc, fit Dana Mustața. Oh,
limone in cura, bueno Italia. Chiede della chiede gusta, la tomba tembla, armailando lo scuro, palmo sbollando. Era se nullo de manca meri, era se muoio se manca meri. Cannera tenda de lugno farà tu, io un pezzo medio mascaro. Începând cu 2 mai, Ora Copiilor te invită să participi la concursul interactiv Europa Copiilor, care are drept scop promovarea istoriei și valorilor europene. Concursul este organizat în colaborare cu Delegația Uniunii Europene la Chișinău. Ascultă Ora Copiilor și fii printre cei mai activi participanți. Telefonează și răspunde la întrebările propuse. Concursul va avea loc până în data de 8 mai, când vor fi anunțate premiile și numele câștigătorilor. Asculți Ora Copiilor, alături de tine sunt cei mai energici prezentatori, Gabriela Știrbu, Patel Patel C. Praga, Alexandra Kowalski. Acum urmează un moment mult așteptat, și anume, dăm startul concursului Europa Copiilor. Amice, ca să devii învingător, trebuie să răspunzi la o întrebare care va deriva din informația pe care o vei audia chiar acum. Așa că ascultă, participă și câștigă. Așteptăm să ne suni la numerele de telefon 406-853 sau 721-758. Te rog să fii cu perspicace, să fii perspicace, pentru că îți propunem să deconspiri semnificația denumirii Europa. Originea și numele continentului nostru îl găsim în mitul clasic, care povestește cum conducătorul zeilor din Olimp, Zeus, s-a îndrăgostit de inocenta nimfă Europa, care culegea flori împreună cu însoțitoarele sale pe litoralul pontic în regatul Tir al tatălui său Agenor. Zeul s-a transformat într-un splendid taur alb cu coarne ca semiluna și s-a stabilit la picioarele ei. Frumoasa zână a urcat pe spatele fabulosului animal și au plutit împreună în valurile Mării Negre spre țărmurile insulei Creta, unde ea a devenit regină. Pământul pe care a fost adusă zâna de la Marea Neagră a primit ulterior numele său Europa. În amintirea acestei isprăvi, Zeus a recreat imaginea taurului în cer, dând naștere constelației taurului ca simbol al dragostei, al frumuseții și al purității iubirii. Acum e timpul să ne suni și să ne răspunzi la o întrebare care e super simplă pentru cei care au audiat cu atenție informația.
De asemenea, îți propunem și un exercițiu de creație. Va trebui să continui expresia Europa este. Îți reamintim numerele de telefon la care poți suna pentru a deveni câștigător: 406-853 sau 721-758. Între timp, Bruxanda îți cântă tot despre Europa. Iar tu, amice, ia telefonul în mână, sună-ne și câștigă un premiu. Chiar acum avem un apel telefonic. Alo? Salut! Alo? Alo? Da, salut! Cum te numești? Alexia. Mm-hmm. Ce faci? Cum te simți? Bine, foarte bine. Ești gata să participi la concurs? Da, sunt gata. Super, atunci răspunde-ne la întrebarea: de unde provine denumirea de Europa? Europa provine de la o zeiță de care s-a îndrăgostit așa. Zeul Zeus. Super! Tu în ce clasă înveți? A patra. Ce bravo ești! Acum îți propunem a doua probă, una creativă. Te rog să continui expresia Europa este. Europa este Europa este locul unde pleacă concetățenii de-ai noștri. Așa, bravo! Este o afirmație totalmente veridică. Noi îți mulțumim că ne-ai sunat și sperăm că vei câștiga. Sună și tu prietenii, spune-le să mai participe, distrați-vă. Între timp o ascultăm pe Ruxanda cu piesa Europa. Să iubim la bine și la greu, împreună să fim. Tot ce-a mai rămas e doar ultimul pas. Europa suntem noi toți. Unul este soarele și mângâie pe toți. Luna pentru toată lumea strălucește în nopți. Nu vorbim aceeași limbă, dar suntem la fel. Cât pământul nu se schimbă, avem același cel. Spuneți, oameni, al cui acest pământ? Spuneți, oameni, din tot ce avem mai spun. Dacă Dumnezeu ne-a învățat să iubim la bine și la greu, împreună să fim. Tot ce-a mai suspin. Oamenii nu vor să știe, nu mai vor deloc. Odată pentru totdeauna de armele de foc. Spuneți, oameni, al cui acest pământ? Spuneți, oameni, din tot ce avem mai spun. Dacă Dumnezeu ne-a învățat să iubim la bine și la greu, împreună să fim. Tot ce mai începând cu 2 mai, Ora Copiilor te invită să participi la concursul interactiv Europa Copiilor, care are drept scop promovarea istoriei și valorilor europene. Concursul este organizat în colaborare cu Delegația Uniunii Europene la Chișinău. Ascultă Ora Copiilor și fii printre cei mai activi participanți. Telefonează și răspunde la întrebările propuse.
Concursul va avea loc până în data de 8 mai, când vor fi anunțate premiile și numele câștigătorilor. E ora 16:37, alături de tine sunt cei mai energici prezentatori, Gabriela Știrbu, Ce Praga Pavel și Ruxanda Kowalski. Apropo, dacă participi la concursul nostru, vei avea ocazia să faci o vizită la sediul delegației Uniunii Europene la Chișinău și acolo vei avea posibilitatea de a dialoga cu ambasadorul Uniunii Europene în Republica Moldova, Peter Mihalko. Noi așteptăm să ne suni la numerele de telefon 406-853 sau 721-758. Chiar acum avem un apel telefonic. Alo? Alo, bună ziua! Bună ziua! Cu cine avem onoarea să discutăm? Mă numesc Cătălina Munteanu. Cătălina, de unde ești? Sunt din satul Zăicani, Ren Rușcani. Și în ce clasă înveți? Înveți în clasa a 12-a. A 12-a, wow, și cum ești emoționată? În curând vin examenele? Da, de fapt, deja m-am deprins cu acest gând și sunt pregătită. Noi îți dorim multă baftă la BAC și acum te rugăm să ne răspunzi la o întrebare super ușoară. În ce țară a fost construită Statuia Libertății? Statuia Libertății a fost construită în Franța. Așa, bravo, mulțumim pentru răspunsul corect. Cred că Cătălina și-a luat bacul la geografie sau mă știu, la istorie, dacă știe răspunsul. Cred că și e foarte bună la limba franceză. Noi îți mulțumim, Cătălina, pentru că ne-ai sunat. Și acum îți propunem a doua probă, care este una creativă. Continuă expresia Europa Este. Europa Este o cetate culturală. Wow, ce frumos a zis Cătălina. E pregătită și pentru bacul la română. Da, sunt sigură că îl va susține cu brio. Cătălina, mulțumim că ai participat. Ascultă Ora Copiilor în continuare, pentru că în data de 8 mai vom anunța câștigătorii. Noi mai așteptăm prietenii să ne sune la numărul 406-853 sau 721-758. Alo? Ne mai sună cineva? Salut! Salut! Alo! Cine este curajosul? Cu părere de rău, persoana cred că s-a emoționat și s-a răzgândit să participe. În fine, noi te rugăm să asculți și următoarele ediții ale emisiunii. Noi mai avem întrebări pentru copiii ageri și creativi. Prietene, ne poți suna până la sfârșitul acestei ediții, pentru că întrebările și premiile te așteaptă. Deocamdată luăm un mic respiro muzical alături de Bibi, Adevăr sau Provocare. Rămâi aproape, pentru că în scurt timp vom discuta despre importanța cunoașterii limbilor străine cu elevii Liceului Teoretic cu Profil de Arte, Mihail Berezovski.
Începând cu 2 mai, Ora Copiilor te invită să participi la concursul interactiv Europa Copiilor, care are drept scop promovarea istoriei și valorilor europene. Concursul este organizat în colaborare cu Delegația Uniunii Europene la Chișinău. Ascultă Ora Copiilor și fii printre cei mai activi participanți. Telefonează și răspunde la întrebările propuse. Concursul va avea loc până în data de 8 mai, când vor fi anunțate premiile și numele câștigătorilor. Asculți Radio Moldova, iar alături de tine sunt cei care îți livrează o avalanșă de energie și de informații utile. Gabriela Știrbu, Pavel Cepraga și Ruxanda Kowalski. Noi continuăm concursul Europa Copiilor și mai avem un apel telefonic. Alo? Salut! Alo? Salut! Cum te numești? Salut! Mă numesc Radu Puslai. În ce clasă ești? Clasa 10 la liceul Gheorghe Arhangel. Bravo! Avem o întrebare pentru tine. Care este cea mai mică țară din lume și care este cea mai mare? Îți dăm o sugestie. Ambele sunt țări europene. Se află în continentul european, da? Da, așa. Ok, în fine, dacă e cea mai mică țară, atunci vorbim cu siguranță despre Vatican, care este un oraș stat, reședința papală și totodată inima catolicismului. Wow, Radu este bun la geografie, e sigur asta. Da, Radu, poți să ne spui care este și cea mai mare? De pe continentul european este Rusia. Super! Radu este super, bravo! Și acum urmează proba creativă. Te rog să continui gândul. Europa este... Europa este democrație, dreptate, egalitate și visul nerealizat al moldovenilor. Radu, îți mulțumim pentru apelul telefonic și pentru gândurile frumoase. Să asculți Ora Copiilor în continuare, pentru că în data de 8 mai vom anunța câștigătorii. Noi continuăm emisiunea Ora Copiilor, pentru că avem alături niște invitați super talentați, care vorbesc foarte multe limbi străine. Cine sunt ei? Îți spun chiar acum. Prezentați-vă, vă rog. Iată, văd niște fete foarte frumoase acolo. Cum mă numiți? Mă numesc Alexandrina, vin din liceu teoretic profil de arte Mihail Berezovski. Eu mă numesc Olivia și eu vin din același liceu teoretic profil de arte Mihail Berezovski, clasa 10. Mă numesc Andrei și vin din liceu teoretic profil de arte Mihail Berezovski, clasa 11. Bună ziua, mă numesc Gabriel și vin din același liceu, sunt elevă în clasa 11. Salut, mă numesc Dumitrița și sunt elevă clasa 12, liceul teoretic profil de arte Mihail Berezovski. Salut, mă numesc Irina și sunt elevă în același liceu. Cunoașterea unei limbi străine înseamnă în primul rând posibilități mult mai mari de comunicare și acces la culturi noi. Voi ce faceți pentru a reuși să comunicați liber în limbile pe care le studiați? În primul rând, cred că luăm cursuri suplimentare în adiție la lecțiile de engleză, de franceză sau de italiană. Ne străduim să vorbim cu profesorii noștri în limbile străine care le studiem pentru a ne îmbogăți vocabularul și a ne îmbunătăți dicția. Credeți că numărul de ore la o limbă străină de care beneficiați la școală nu este suficient pentru a învăța limba la un nivel dorit, la cel pe care îl plănuiți să-l... Sincer, eu cred că nu este suficient, deoarece prin practică obții mai multe rezultate, anume făcându-ți prieteni noi de peste hotare sau vizitând alte țări europene. Și eu aș fi de părerea că în orice liceu să se predea din clasa a doua limbile străine, pentru că eu personal învăț italiana și o învăț din clasa a 10-a și consider că nu este suficient 2 ani de zile să studiez. Câte ore de limbă străină aveți în săptămână? 2 ore pe săptămână. De italiană și la restul de limbă? 3 de engleză? 3 de engleză, 2 franceză și 2 chineză. Și chineză? Wow! E o surpriză! Nu m-aș fi gândit că cunoști limba chineză. Apropo, vorbim despre China mai târziu, pentru că acum avem o persoană care ne sună și vrea să ne povestească mai multe despre Europa. Hei, cine ești? Cum te numești? Mă numesc Iulia. Iulia, spune-ne, te rog, care este cea mai bogată țară din lume? Cea mai bogată? Este Anglia. Anglia este cea mai bogată. Cu părere de rău. Mulțumim pentru răspuns. Și acum a doua probă este una creativă. Continuă gândul. Europa este...
Europa este, noi suntem cu Rusia. Cu Rusia noi suntem. Am înțeles. Păi, Ilia, în primul rând aș vrea să spun că cea mai bogată țară din lume este Luxemburgul, el se află în Europa. Poate dacă Rusia ar deveni cea mai bogată țară din lume, ar fi și ea într-o oarecare uniune. Noi continuăm. Mulțumim pentru că ai participat și că ai avut curajul să ne suni în direct. Noi continuăm discuția cu elevii de la Liceul Teoretic cu Profil de Arte Mihail Berezovski din Capitală. Spuneți-mi, dragilor, cât de importantă este cunoașterea unei limbi străine. Cunoașterea limbilor străine facilitează comunicarea și colaborarea între națiuni, promovarea culturilor europene, dacă merge vorba despre o țară care este parte a Uniunii Europene și, după părerea mea, un job stabil. Și noi de foarte multe ori la școală am auzit citatul că dacă nu știi alte limbi străine, tu nu o știi pe a ta însuși, pe a ta natală. Spune-mi, te rog frumos, Alexandrina, cât de important este să cunoști limba chineză și de ce anume chineza ai ales să o înveți? Limba chineză este o limbă foarte importantă, astfel încât este cea mai vorbită limbă de pe glob. Serios? Și este foarte important. Acest lucru mi-am demonstrat când am plecat în China, reușind să vorbesc cu oamenii care locuiesc acolo. Cu nativii chinezi, da? Dar știu că sunt mai multe dialecte, da? Tu pe care îl înveți? La școală învățăm limba oficială, limba mandarină. Am înțeles. Și cât de ușor se dă această limbă? Este o limbă destul de dificilă, deoarece este alcătuită din eroglifă, pininuri, tonuri. Am înțeles. Și iată, la franceză, eu fiind un bun cunoscător al limbii franceze, știu că gramatica este puțin mai complicată ca partea orală. În comunicare mă descurc mai ușor. Pentru tine, ce e mai simplu, să vorbești sau să scrii chineză? Este mai simplu să scrii chineză. Serios? Deoarece vorbind trebuie să fim atenți la tonuri, astfel încât un cuvânt poate avea diferite sensuri doar după cum vorbim. Noi în scurt timp vom audia cum sună și chineza, și engleza, franceza, italiana, dar între timp îți propunem un sondaj realizat de Bianca Raetski cu elevii de la Liceul Teoretic Prometeu Prim. Voi, dacă ați învățat o limbă, la ce-ți folosi-o? Să vorbesc cu prieteni. I-aș întreba ce mai fac, cum îi cheamă în limba engleză. Eu m-aș duce în țara America și voș vorbi cu oamenii în limba engleză. Eu, dacă m-aș duce în Londra sau în Anglia, aș vorbi limba engleză cu ceilalți oameni, căci dacă voi vorbi în limba română, ei nu o să ne înțeleagă. Limbele străine sunt importante pentru că dacă tu vei pleca în Anglia, de exemplu, acolo vei trebui să știi limba engleză și dacă nu o vei ști, nu vei putea vorbi. Eu cred că dacă limbile n-ar exista, noi nu ar fi deștepți, așa că limbele străine trebuie să existe. Voi la ce ați folosit limbile străine? Eu aș folosi limba străină ca să vorbesc cu verișorul meu. Eu ca să vorbesc cu un prieten de meu. Eu iubesc rusa să învăț. Și la ce o folosești? Eu o folosesc să scriu cuvinte și să mai vorbesc cu prieteni de mii. Eu învăț limbi străine pentru a comunica cu oamenii din țări îndepărtate. Eu învăț limbi străine de ce că am și eu prieteni prin alte țări și dacă vreau să vorbesc cu ei, trebuie să vorbesc în limba lor, de ce că nu știu limba noastră. Cum ați putea să învățați o limbă nouă, de exemplu, dacă ați vrea? Ne uităm pe YouTube și învățăm limbe străine sau ne ducem la cursuri și învățăm. Mai întâi trebuie să învățăm literele, cuvintele și pe urmă cât mai mult învățăm, mai mult putem să vorbim. O limbă străină putem să o învățăm repetând-o mult, în fiecare zi mergând la adăugătoare. Și așa o vom învăța cu încetul și vom putea vorbi mereu. Ca să învățăm o limbă, trebuie să luăm o carte, să citim cuvintele care sunt scrise și așa putem să alcătuim propoziții cu ele și până vom învăța toată limba.
limba străină putem să învățăm citind mai multe cărți, ascultând cum oamenii vorbesc în limba aceea pe care vrem noi să învățăm. Acum văd de ce merită efortul de a învăța limbi străine și acum știu cum să învăț altă limbă într-un mod mai plăcut, mai interesant și mai eficient. Știai că top 3 cele mai vorbite limbi din lume, după numărul de vorbitori nativi, sunt chineza, cu aproximativ 1 milion de oameni, spaniola, cu circa 400 de milioane de persoane și, pe locul 3, engleza, cu 360 de milioane de vorbitori nativi și cu jumătate de bilion ce învață ca a doua limbă. Sper că aceste informații te-a inspirat să înveți limbi străine și te-a oferit câteva trucuri pentru a le învăța mai ușor. Până pe data viitoare! Pentru Oro Copiilor, Bianca Raițchi. Îi mulțumim, Bianca, pentru acest subiect. Noi suntem încântați că elevii din clasa 1 de la Liceul Prometeu Prim conștientizează importanța studierii limbilor străine. Ei ne-au divulgat și câteva tehnici care ne-ar ajuta să învățăm mult mai rapid o limbă nouă. Voi, dragilor, spuneți-ne ce faceți, cum învățați rapid cuvintele noi dintr-o limbă străină. Cred că e metoda perfectă pentru a desăvârși cunoștințele noastre într-o anumită limbă este lectura și, desigur, vizionarea filmelor în limba ce o înveți, da? Sau folosirea diferitor expresii și cuvinte noi în viața reală. Imediat îți cântă în franceză Kitchen in United Ensemble. Rămâi cu Ora Copilor pentru a afla cum sună denumirea emisiunii noastre în tocmai 4 limbi. Pour tout le monde, j'ai envie de faire de cette terre l'idée. Aussi vrai que notre terre est bien ronde, ta main dans la mienne, je t'emmène et on changera le monde. Ensemble, tu sais qu'on puternici și fiind uniți putem mișca lumea. Este mesajul piesei pe care ai audiat-o acum câteva clipe în interpretarea Kids United. Asculți Ora Copiilor, iar alături de tine suntem noi, Gabriela Știrbu, Pavel și Ruxanda. Și de asemenea, bravi elevi de la Liceul Teoretic cu profil de arte Mihail Berezovski din Capitală. Și anume Alexandrina, Olivia, Andrei, Gabriela, Cumizrița, Irina. Noi am pregătit câteva fraze pe care voi ar trebui să le traduceți în limbile pe care le studiați. Astfel noi o să vedem cât de bine cunoașteți voi limbile străine. Da, o mică provocare acum la Ora Copiilor. Fraza este: Ora Copiilor este cea mai tare emisiune pentru elevi. În limba italiană, fraza ar suna: L'ora di bambini, la più bella programma per i studenti. Ah, ce frumos sună, parcă ai mânca pizza și... Da, e atât de melodioasă limba asta. Mai departe. Așa, în altă limbă.
În limba franceză, cine știe cum în limba franceză? În franceză, această frază ar suna L'heure des enfants et l'émission plus parfaite pour les élèves. Frumos. În engleză, aceasta ar suna The children's hour is the greatest show for children. În chineză ar suna Lumea copilor și Han Yoi Sun. Wow. A fost atât de scurt și cred că atât de cuprinzător. Nici măcar nu putem verifica dacă e corect sau nu. În fine, noi te credem pe cuvânt. Prietene, sperăm că te-am convins să-ți completezi bagajul de cunoștințe cu cât mai multe limbi străine, căci ele reprezintă pașaportul tău spre alte culturi și popoare. De asemenea, să-ți selectezi cu rigurozitate muzica pe care o asculți, pentru că ea îți definește personalitatea. Îți reamintim că în emisiunea Ora Copiilor din 8 mai vei afla cine sunt câștigătorii concursului Europa Copiilor. Noi le mulțumim încă o dată curajoșilor care ne-au răspuns astăzi corect și ingenios la întrebări. Alături de tine am fost noi Gabriela Știrbu, Pavel Cepraga și Ruxandra Kovalski.